Cafeaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și crește mora. Bună dimineața, oameni buni. Din motive tehnice am întârziat 2-3 minute. Se mai întâmplă când lucrez cu internetul. O nouă săptămână, o nouă emisiune. Așa cum probabil ați văzut, invitatul de astăzi este domnul Daniel Harpa, președintele PSD Neamț. Bună dimineața, bine ați venit la emisiune. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Era nevoie de o asemenea emisiune după ce în ultima perioadă s-au întâmplat lucruri, practic s-a intrat pe ultima sută, dacă nu cumva a început ultima sută de metri în ceea ce privește primul tur sau primele runde de alegeri, că nu știm încă. PSD-ul de ceva timp, de vreo două săptămâni, a început să fie activ, dacă greșesc mă contraziceți, și să-și prezinte candidații sau posibilii candidați în funcție de municipii. Bănuiesc că și la nivel de comune lucrurile sunt destul de clare. Haideți să vedem un pic, domnule președinte, care este starea PSD-ului din Neamț astăzi, în momentul ăsta în care vorbim? Așa cum ați și văzut, cum ați și spus dumneavoastră, noi am cam intrat în linie dreaptă vis-a-vis de pregătirea alegerilor, atât la europarlamentare, cât și la cele locale. Ultimul eveniment, ultima acțiune am avut-o spre sfârșit de săptămână, când s-au inaugurat noul sediu a organizației PSD Piatra Neamț, unde am fost și eu prezent împreună cu colegul meu Dragoș Benea, domnul europarlamentar, și colegii din cadrul biroului județean și biroului local Piatra Neamț. Dacă vorbim de județ, cred că în proporție de 80% avem candidații pregătiți, în special la funcțiile de primar. Dacă vorbim de europarlamentare, la fel, la nivel național s-a discutat la ultimul birou permanent și despre candidații pe regiuni, candidații pe județe, așa că noi suntem pregătiți să intrăm în alegeri, indiferent cum se vor organiza, că vor fi comasate cu localele, că vom avea doar europarlamentarele. Partidul Social Democrat și sondajele spun destul de clar, este pe primul loc, iar candidații pe care îi vom prezenta, îi vă prezenta premierul României la europarlamentare, veți vedea că vor fi candidați serioși, competenți și de, să spunem așa, de top. Bun. Haideți atunci să le luăm un pic pe rând. Sigur, aveți mai multe informații decât mine privind posibilitatea comasării alegerilor. În momentul ăsta, dacă ar fi să dăm așa un pronostic, cam unde ne-am aflat pentru alegeri comasate europarlamentare sau simple sau comasate cu localele? 50-50? Bine, sunt discuții și la ultima ședință care am avut-o la București. Cred că aici un 60-40, să spunem 50-50. Eu aș merge pe un 60-40. 60 adică pentru comasare parlamentare și 40 pentru pe comasare. Așa zic eu, nu știu. Dar repet, suntem pregătiți oricum. Probabil că depinde de cine întrebi. Dacă întrebi pe cei de pe plan local, probabil și-ar dori separate. Dacă întrebi pe cei de la nivel central, iau un calcul și comasarea. Depinde și de județe, depinde și de candidați. Dau un exemplu, eu ca primar orașul Târgu Neamț mi-aș dori să nu avem alegeri comasate ca primar în funcție. Eu știu, președinte de Consiliul Județean de la Brașov și-ar dori comasate. Dau un exemplu, depinde de situație. Am înțeles. Bun. Și depinde de cum se vor înțelege. Să reținem un 60-40, deci e cumva aproape bara-bara, cu un fel de taler în plus, cu o greutate în plus pe talerul pentru europarlamentare simple. Bun, haideți să vedem acum în Neamț. Ce am remarcat în poza de grup de la inaugurarea sediului? În poza de grup am remarcat faptul că e, ca să spunem așa,
unitate, în poză cel puțin. Am văzut-o, și în realitate. Am văzut-o reapărând pe doamna Oana Bulai în poză. Păi asta am și insistat. La deschiderea sediului, de fapt la organizarea acelui eveniment, am hotărât și am și insistat să fie prezenți inclusiv parlamentari. Începând cu Oana Bulai, deputatul Munteanu, Ciprian Șerban și ceilalți care ne reprezintă județul, cu excepția domnului senator Cu, care are ceva probleme de sănătate și nu a fost prezent. Dar vă asigur eu că 100% în organizația PSD Neamț există unitate și în primul rând s-au legat relații de amiciție și de prietenie. Nu mai sunt discuții așa cum am început când am preluat organizația cu fel de, eu știu, hai să le spunem, răutăți. Astăzi când vorbim, fiecare își are locul acolo unde trebuie și știe ce are de făcut, în special pe partea de campanie. Deci putem spune că în momentul ăsta s-a tras linie. S-a tras linie dublă. S-a tras linie. Continuă dublă. Da, nu mai sunt probleme. Am stabilit în mare parte, așa cum am spus, responsabilitățile și candidații. Responsabilitățile. Fiecare răspunde de o zonă anume, de un sector, un colegiu, depinde cum... Bun, și atunci să vorbim despre Roman. Ați nominalizat un candidat pentru primăria Roman, da. Domnul Micu, da. Și putem spune acum, așa cum era înainte pe copii, că scriau pe copaci, Lucian plus Oana egal Love, adică de colaborare, nu de colaborare în campanie? Da. Lucian spre Micu. Surprinderea mea, Lucian Micu... Chiar are o relație foarte, foarte bună, bazată pe, sigur, pe respect cu Oana Bulai. Și fac echipă acolo. Oana se ocupă de tot ceea ce înseamnă parte a colegiului extins, adică vorbesc de Roman plus Comuna Ion Creangă, iar Lucian se ocupă de alegerile locale și coordonează tot ceea ce înseamnă municipiul Roman. Sigur, este și președintele organizației, candidatul nostru și viitorul primar. Viitorul primar? Cu siguranță. Indiferent contra cui va candida? Indiferent contra cui va candida, Lucian Micu va fi primarul municipiului Roma. Pe domnul Leorealu l-ați întrebat. Nu, dar nu e problema mea, i-am mai spus. Nu e problema mea și nu mă interesează cine candidează la celelalte partide competitive, dar... Din ce am văzut și pe sondaje și din ce am discutat cu Lucian, cu echipa care deja și-a conturat-o, Lucian va fi câștigător. Oricum va fi o bătălie... Bine, în condițiile în care nu vom avea comasate sau nu se vor schimba alte lucruri. Am înțeles. Bun, și dacă vor fi comasate, e posibil să... Eu tot am văzut chestia asta cu candidați comuni. Eu din câte știu în momentul acesta, PNL Neamț, inclusiv la București, a lansat această chestiune. Nu colaborăm cu PSD-ul în Neamț. Nici noi nu colaborăm cu PNL-ul în Neamț. Se vede destul de clar, cu ochiul liber că nu colaborăm. Dar va veni la un moment dat vremea când o să trebuiască să strângem rândurile și să colaborăm. Asta după alegeri, probabil. Probabil. Da. La Piatra Neamț, care e situația? Că lucrurile, eu vă spun ce se vede din afară. Domnul Niță este președintele organizației, da? El a preluat-o de la doamna Moise. Domnul Chitic este coordonator, el nefiind membru al partidului în momentul ăsta nu poate. Practic, cine va avea ultimul cuvânt în organizație? Cel care este mai bine în sondaj. Nu, eu vorbesc acum, în derularea acum, activităților. Organizația municipală este condusă de Adrian Niță. Și domnul Chitic e pe fost de... Domnul Chitic este în dreapta lui Adrian, în staff, și colaborează foarte, foarte bine. Așa cum am mai spus, experiența și seriozitatea domnului Chitic cu ambiția și seriozitatea lui Adrian. Și practic, se completează foarte, foarte bine unul pe altul. Practic, între ei, declarat sau nu... Este un fel de competiție pentru după europarlamentare, da? Cine va fi candidatul? E posibil să anunțăm candidatul înainte de europarlamentare. Dacă terminăm cel de-al doilea sondaj,
Anunțăm candidatul în câteva săptămâni. Deci, practic, ei doi au rămas în cursă, da, cum ar veni. Sigur. Și au făcut și sediu. Și au făcut și sediu și au dorit din tot sufletul un stil normal și absolut firesc de a se pregăti pentru campanie, atât la europarlamentare cât și la locale. Oameni cu experiență, am văzut o echipă destul de unită și bine pregătită, am văzut oameni noi aduși în cadrul organizației municipale, deci organizația municipală Piatra Neamț e pe o linie bună. Acum, la Micu ați spus, domne, va câștiga. La Piatra Neamț? La Piatra Neamț, dacă ne luăm pe ultimul sondaj care l-am făcut odată cu cel de la Roman, cel mai bine este dintre Adrian și domnul Chitic, este Dragoș Chitic. Dar, eu zic altfel, va câștiga PSD-ul la Piatra Neamț? Eu zic că dacă muncim și candidatul împreună cu echipa vor ieși și vor discuta cu cetățenii din municipiul Piatra Neamț, zic că vom câștiga și Piatra Neamț. Asta nu e, e o speranță, ca să zic așa. La fel. Ținând cont de comasate sau necomasate. Deci asta cu comasatele e foarte distractivă. Nu, trebuie să fim realiști. Dacă avem comasate și alegerile la locale în Piatra Neamț și în Piatra Neamț sunt în iunie, câștigăm chiar la scor. Dacă vom avea alegerile locale în toamnă, e altă discuție. Dar eu am încredere și în Adrian și în domnul Dragoș că știu să facă și să spună lucrurilor pe nume. Adică Bun. Să vină cu realitatea din terenul, cu altceva. Bun, haideți să vedem. La Roman și Piatra Neamț am văzut cum stăm. La Târgu Neamț? La Târgu Neamț am spus, am și anunțat, am avut și alegeri. Candidatul domnul... este actualul viceprimar, Vasile Acopi. Sigur, și el va câștiga. Am înțeles că la Bicaz. Am auzit și eu la emisiunea dumneavoastră. La Bicaz avem primarul în funcție, care astăzi când vorbim este candidatul nostru la primărie. Deci domnul în Sălăgean. În condițiile în care domnul Sălăgean se retrage, atunci putem discuta de alt. Ați luat în calcul inclusiv acest lucru? Nu am discutat. Eu am discutat doar cu domnul Sălăjan și l-am întrebat clar dacă candidează sau nu. Domnia sa a spus că mai vrea un mandat, are echipă bună, am văzut că are un staff destul de tânăr și de bun, bine organizat. Chiar acum am acțiunile care le-am avut și le-am pregătit pentru perioada următoare pe europarlamentare. Bicazul, spre surprinderea noastră, a fost pe primul loc la tot ceea ce am cerut noi, vis-a-vis de documente, situații și multe alte lucruri. Dar nu s-a discutat niciodată de alt candidat, că e femeie, că e bărbat, că nu. Am înțeles. Am înțeles. Bun, Rosnov? Rosnov, avem șeful de zonă, șeful de colegiu, pe domnul deputat Șerban, care se ocupă de, inclusiv de orașul Rosnov. Avem și candidat. Păi atunci să-l chem și pe el într-o emisiune. V-aș ruga cu tot respectul să-l chemați și pe el și pe toți ceilalți care îi știți sau dacă nu vei spun eu, care se ocupă de fostele colegii sau zonele actuale care au fost repartizate. Bun, deci la Rosnov încă... Rosnov avem candidat câștigător. Aveți candidat câștigător. Da. Bun. Și probabil o să-l anunțăm în funcție de ce se hotărăște cu comasatele. Deci m-am săturat eu cu comasatele. Și eu m-am săturat. Dar asta e. Așa. La nivel de comune, ce surprize avem? Avem vreun primar în funcție care nu candidează? Nu. Deci toți primarii la în funcție? La noi este clar, este și normal și un respect care trebuie să-l aducem primarilor. Primarul în funcție nu are cum să nu candideze. Numai dacă, Doamne ferește, nu vrea el dânsul sau are alt fel de probleme. Deci, practic, în acest moment, la PSD, toți primarii în funcție, asta este o știre? Ca să toți primarii în funcție, bănuiesc o singură excepție. Care nu vrea. Care nu mai candidează. E o excepție pe care o puteți anunța sau nu? Nu, pentru că nu mi-a dat un răspuns clar, domnul primar. E vorba de un bărbat. Da. Am înțeles. Mult discutată problemă a
transferului, ca să zic așa, încă nu s-a încheiat perioada de transferuri în fotbal. Fără glume și fără așa, aveți primari care vin spre dumneavoastră? Da. Deci aveți. Cel puțin trei primari. Cel puțin trei primari care vin spre PSD. Care vin spre PSD. Înțeles. Și nu glumesc că avem cel puțin un parlamentar. Deci cel puțin un parlamentar. Da. Nu e o glumă, este o realitate. Aici sunt discuții politice care depind doar de mine și de cei care vor să negociază. Cum bănuiesc că nu lăsați aurul fără la parlamentar și nu negociați cu un parlamentar aur să vină la dumneavoastră? Nu, nu. Înseamnă că cei trei apostoli, cei patru apostoli erau trei, da? La fel, discutăm de comasate. Adică se comasează un deputat care vine spre PSD. Bun, acum fără glumă și fără așa, e clar că nu pot fi multe nume în discuție aici. Plus că poate fi... noi avem, eu unul și premierul României și cei care conduc această coaliție, o fie a bună cum n-o fi, dar este de un real ajutor pentru România, în primul rând, și pentru, hai să spunem, dezvoltarea Uniunii Europene sau rămânerea în această... în această linie a Uniunii Europene. Deci nu putem să fim, odată ce ieși într-o coaliție, să fim chiar, să ne respectăm înțelegerile sau, eu știu, protocoalele. Tocmai din acest motiv nici nu vreau, Doamne ferește, să fiu înțeles greșit vis-a-vis de cei doi sau trei primari care vin spre noi. Sau posibil parlamentar. Am înțeles. Eu nu pot să înțeleg, nu pot să înțeleg de vreun an și ceva cum funcționează lucrul ăsta la București, în guvern, să fii foarte apropiat, să colaborezi, să îți împarți practic ministerele și după ce se termină ședința de guvern, să vezi declarații ale liderului PNL sau ale liderului PSD, ale liderilor, a liderilor PNL și PSD. Eu nu am văzut niciodată cei doi lideri, în special cei doi lideri care sunt un exemplu pentru mine, adică domnul Ciolacu și domnul Ciucă, să se atace unul pe altul. Nu, dar... ceea ce la noi se întâmplă, domnul, nu numai neamț. Domnul Ciolacu vorbește despre PNL și nu știu ce, și anumite decizii, domnul Ciucă vorbește... Dar nu vorbește despre persoană. Vorbim despre PNL, că nu au votat pensiile, că nu... Eu știu, n-au fost de acord cu unele măsuri, dar de fapt au fost de acord, dar probabil așa este strategia unora dintre ei, dar nu am văzut niciodată ca cei doi lideri să se atace la persoană. Ceea ce este un exemplu și pentru... ar fi normal să fie un exemplu și pentru alții lideri din județe. Chiar din județul nostru. Da. Ce să zic? Tot nu înțeleg, adică tu acolo să fii, după aceea la nivelul ăla să te cerți, după aia să fie județe în care colaborarea să fie ca precum pâinea cu untul și cu dulceață și în altele ca și cum ai mânca pâine cu untură și cu magiun. Încet, încet lucrurile se vor așeza. Vedem destul de clar care este trendul în Europa și altă variantă nu ai decât această coaliție care, bun, am așa înțeles. Cum au spus și alții, va trebui să funcționeze indiferent de că vrem sau nu vrem noi cei din teritoriu. Acum, ați luat în calcul și pentru europarlamentari, eu nu vorbesc de comasate acum, faptul că, de exemplu, aurul stă destul de bine în sondaje pe anumite zone ale județului. Sigur. Și nu știu dacă ați văzut ce a făcut Flutur la Suceava. Am văzut ieri, da. A făcut meeting împotriva extremismului. Bine, după ce a avut și el un meeting împotriva, adică altfel nu cred că făcea. Astea sunt acțiuni pur electorale. Da, noi am văzut și sondajele. Le-am și discutat în cadrul biroului județean. Este clar, aurul a fost în creștere o perioadă, acum stagnează. Dar ce vă pot spune eu, așa cu un procent de plus minus 5%, aur este peste PNL, astăzi când vorbim. În județ. În județ. Asta este. Și nu numai în județul nostru. În condițiile în care aurul nu are candidat la momentul de față. Sau nu anunțați. Are,
anunțați, în anumite localități, în special în mediul rural, nu au organizații. Și stau pe vot politic. Pe pregătiți-le candidați. Eu sunt liderul PSD, nu sunt liderul. Eu știu, dar știți cum se practică. Îți trimit 5 oameni, se înscriu acolo. Totuși suntem oameni serioși, nu facem... Ce este clar este că vrem, nu vrem, coaliția trebuie să funcționeze. Că avem, că nu avem comasate, că vom merge pe liste. Deci după separate, coaliția trebuie nu să mai altă variantă. Haideți să vedem atunci în Neamț. Deci în Neamț, în momentul ăsta, PNL-ul este în opoziție, nu știu dacă USR-ul este în opoziție, chiar nu știu, sau peste tot în opoziție. Consiliul Județean, că asta mă interesează în momentul ăsta, este funcțional prin prisma unei coaliții PSD, PMP, Pro-România. PMP, și Pro-România ALDE. Și ALDE fostul și ALDE. Fostul ALDE, da. Ca să spunem așa. Bun, acum PMP-ul, nu știu, ce-o mai rămas din el? Păi sunt consilieri județeni. Domnul Chitic, domnul Hârțan, care sunt consilieri județeni. Păi ei sunt simpatizanți sunt PSD. Simpatizanți, dar nu sunt membri. Nu sunt membri. Da, cu domnul Gavrilescu de atunci ați mai vorbit, de când ați anunțat? Sigur, am vorbit cu domnul Gavrilescu înainte de a veni spre noi. Cei doi. Cei doi. Dumnealui, din ce am înțeles, se pregătește pentru o nouă organizație, să știu, un nou partid, o nouă coaliție, Forța Drept. A, deci el se va duce acolo. Și fiecare vede de treaba lui. Este director la ADI, ECO. Înțelegerile le duce până la capăt conform, în coaliție conform protocolului. Adică nu văd nicio problemă. Fiecare om își alege viitorul. Eu vorbeam de partid. Eu nu vorbeam de om, eu vorbeam de partid. Nu, dar nu asta spun. Pe linie politică, Dragoș Chitic și-a ales să vină spre PSD. Domnul Hârțan, la fel. Dar asta nu înseamnă că nu ne respectăm protocolul care a fost încheiat atunci când s-a format majoritatea în Consiliul Județean. Am înțeles. Bun. Și nu există, eu știu, discuții, ură, certuri între PMP, PSD, Pro-România. Nu. Fiecare își vede de treaba lui, mergem înainte cu protocolul, după care, în momentul când vor avea legal voie să vină în PSD cu adeziune, atunci vor veni. Păi depinde. Nu numai cei doi. Cum e? Cu șase luni înainte de alegeri. Păi dar dacă alegerile sunt comasate, am intrat în șase luni. Dacă nu, n-am intrat în șase luni. Aici este problema. Dacă sunt comasate, putem să ne mișcăm acum. Dacă nu sunt comasate, înainte de șase luni. Încurcate căile coaliției și ale alegerilor. Bun, acum lăsând la o parte coaliția alegeri, dar cu legătură directă unele cu altele. Ce ne facem cu județul ăsta, domnul președinte? Păi ce ne facem? Pentru că dacă stăm și ne uităm un pic în urmă, avem niște probleme. Probleme grave, indiferent cum am vrea să luăm, ele există. Și eu sunt convins că vor avea și impact în campanie. Pornind de la spital. Eu am avut o întâlnire cum o avem cam o dată la două săptămâni, la o lună, cu coaliția din CRJ, pentru că aici trebuie să discutăm problemele care, într-adevăr, sunt destul de importante și de grave, dar și rezolvabile. Ultima discuție care am avut-o cu domnii consilieri județeni în coaliție, am avut-o săptămâna trecută pe bugetul care îl vor supune aprobării. Bănuiesc săptămâna asta, pe bugetul județului. Și aici putem discuta de spitalul vechi, unde obligatoriu trebuie investiții pentru a pregăti acreditarea, unde am și discutat, de asta am și luat agenda și am văzut că s-a propus o sumă destul de mare pe ceea ce înseamnă investiții în spital, vorbim de aproximativ 8 milioane de lei. Astea sunt investiții sau sunt reparații? E un capitol. Așa se cheamă. Așa se cheamă. Da. Dar din ce am văzut și ce am discutat cu domnul Chitic, care răspunde direct de spitalul județean, vorbim de o secție care trebuie reabilitată, nu reparată.
Ei dau un exemplu, ei secția de chirurgie, razi tot de acolo și te apuci începând de la instalația termică, electrică, până la target, toalete, băi, tot ceea ce e nevoie pentru a îndeplini condițiile acreditării. Continuăm cu spitalul nou, unde deja sunt în procedură de licitație, pe clauză suspensivă, cei de la Consiliul Județean. Deja a apărut PSAP, ridicat licitația. Bun. Din promisiunile care le am și sigur domnul doctor, domnul ministru al sănătății, domnul Rafila, a promis că în câteva săptămâni ori vor merge cei de la Consiliul Județean la semna contract, ori vor veni dumnealor la Neamț, dacă reușim să l-aducem și pe premierul României pentru a vedea un pic situația și spitalului, și spitalul nou cu semnăturile și cu cele două autostrăzi a 7 și a 8, unde își dorește din tot sufletul premierul să vină la 8 când se va deschide și la 7 să vadă cum merg lucrările. Deci cele două probleme cu spitalul zic eu că sunt rezolvabile și sunt în curs de a fi... Bun, ce înseamnă rezolvabil? Semnarea asta? Este clar că pe PNRR nu cred că vom mai avea termenul. Termenul se prelungește, pentru că dacă ați văzut, Spitalul Județean Neamț, cel nou, într-adevăr, a fost o întârziere de câteva luni de zile. Nu a fost tăiat de pe listă și trimisă lista la... Nu, dar în schimb au apărut alte spitale care nu erau pe listă și s-au semnat. A fost un blocaj pe Ministerul Finanțelor. Un blocaj pur tehnic. Aici, Spitalul Județean este finanțat o parte din PNRR, o parte din acele împrumuturi prin Banca Europeană. Aici a fost o întârziere, nu știu care a fost motivul, și noi am avut întârziere cu licitațiile și cu celelalte probleme care au... Cert este că Spitalul Județean va fi construit, că se va termina în 2028, în 2027, în 2030, cert este că este finanțat și va fi construit. Eu încă stau și mă gândesc cum, dar... Cum este finanțat sau cum va fi? Nu, cum va fi construit, pentru că aș fi vrut, de exemplu, domnul Asaftei sau domnul Chitic, cine este, să vină să spună, domne, soluția tehnică pe care am ales-o este asta, pentru că știți, când s-a pus problema, s-a tăiat un proiect în două și a zis ăsta e spitalul nou, urmând ca să facă studiul de fezabilitate din nou, care să cuprindă un spital, nu o bucată. Spital, dar lucrurile s-au rezolvat cu proiectul, cu împărțirea. Este un spital nou la o valoare de 200 de milioane de euro, nu cum se discuta de 400, 500, 600. 600, nu. Este un spital normal gândit pentru județul Neamț. Aici cred că pe partea tehnică ar putea să vină doamna Pârâu, dacă nu mă înșel, care știe mult mai bine partea tehnică a problemei cu spitalul. Ce adică, vă pot spune eu? Adică nu, ar trebui explicat lucrul ăsta ca să înțelegem o dată și să înțelegem și care este planul de perspectivă cu spitalul actual. Pentru că locul există, sunt anumite, se modernizează oncologia, da. Ce se va întâmpla acolo după ce se deschide spitalul nou? Adică cineva ar trebui... Să aibă un plan de perspectivă. Au și un plan de perspectivă pe următorii cel puțin 4 ani de zile cu spitalul vechi. Și veți vedea că în 4 ani de zile spitalul vechi va arăta altfel. Începând de la oncologie, unde am înțeles că s-a deblocat situația cu acea investiție pe Compania Națională de Investiții. Au rămas tot la ei, se pare, nu? Da, deja au trecut de CT. Din ce am înțeles de la domnul Conache, se dă drumul la licitație la companie. Deci s-a deblocat situația. Dincolo la Roman, spitalul de psihiatrie este aproape gata. Am văzut că au alocat 4 milioane de lei ce au cerut cei de la psihiatrie și se rezolvă și acea investiție. Adică vom avea spitalul de psihiatrie pus la punct și modernizat. Singura problemă care doare pe toată lumea și sigur eu nu sunt de acord cu ce spun unii sau alții, este problema apei. Bun, aici oricum ajung. Am înțeles că Romanul migrează de la 1 martie. Da, toți înțelegem, dar nu este atât de ușor să migrezi. Dacă țineți minte, în 2019, cred că Lucian Micu era primar, aceeași treabă s-a făcut cu hotărâre de Consiliu Local pentru și în an electoral, ca și acum, pentru a migra spre Apa Vitală. Nu s-a mai întâmplat acel lucru, pentru că s-a terminat campania,
s-au terminat alegerile și Roman a rămas tot la Apasel. Iar acum este aceeași situație. Eu, din ce știu și din ce am discutat cu, inclusiv cu reprezentanții APA Vital, nimeni nu poate peste noapte să vină să se rezolve o problemă care trenează de câțiva ani buni, de 10 ani. Bun, eu am înțeles așa. Nu e vinovat nici PSD-ul, nici PNL-ul, niciun partid politic nu e vinovat. Toți suntem vinovați. La Iași, la APA Vital, directorul actual este director la APA Vital de 25 sau 30 de ani. Indiferent cine a fost la conducerea CJ-ului, că a fost PSD, PNL, cine a fost, am avut un director stabil, serios, tehnic, care și-a fost de treaba lui. Nu, așa ar fi trebuit să se întâmple și la noi la Neam. Deci aici toți suntem vinovați că nu am lăsat compania să-și vadă de treaba ei și să aibă o conducere bună, fără a implica politic. Păi, când compania avea faza întâi a proiectului de dezvoltare, da? Deci prima fază, acum ar fi trebuit să fie într-a doua, în Consiliul Județean se puneau blocaje. Păi, nu e corect. Se puneau blocaje pentru lucrări, așa. A fost un adevărat război și cred că poate ar fi bine să avem aici un lider. Una peste alta, compania, știți cum e, eu nu vreau să fac tot ce se poate face legal, posibil și în cât mai scurt timp, să rezolv problema apei de la Preotești, Târgu Neamț și celelalte 5 comune. Cum își doresc și colegii noștri de coaliție de la Roma. Dar trebuie omului să-i spui realitatea. Adică nu poți peste noapte, chiar dacă mergi la APA Vital, să schimbe APA Vitalul 13 km de țeavă, ce avem la nevoie la zona Târgu Neamț, în zona nord, pe niște bani care nu i-ai. Totuși, vorbim de 32 de milioane de lei, nu vorbim de 100 de lei sau de 100 de mii de lei. 32 de milioane de lei APA Vitalul nu are și nimeni nu are această sumă pentru a rezolva problema în 6 luni de zile. APA Vitalul, da, este pe profit. M-am uitat și eu pe niște statistici, mi-a arătat și domnul director, am discutat împreună cu reprezentanții Consiliului Județean, că până la urma urmei Consiliul Județean este responsabil și proprietar pe conductă și pe stația de epurare de acolo. Cei din APA Vital sunt exact ca și noi, cum e APA Serbu cu majoritar Consiliul Județean Neamț, așa și APA Vital cu majoritar Consiliul Județean Bacău. Nu văd bază legală prin care APA Vitalul să vină să investească în infrastructură cu banii Consiliului Județean Iași pe teritoriul județului Neamț. Eu nu o văd și nu numai eu. Specialiștii nu o văd. Bun, acum depinde. Sigur, cum au sunt și alte discuții. Putem face compensări, ce spuneau, între APA Vital cu APA Serv. Dar astea sunt de durată. Ceea ce pot spune eu acum, că s-a hotărât și se va vota în Consiliul Județean, s-a alocat cred că vreo 1.500.000 sau 2 milioane de lei pe investiția de la Preotești. Adică pe a începe a se schimba țeava de la Preotești. De fapt, acolo, dacă ai schimba țeava, trebuie să o schimbi și să calculezi dimensiunea țevii în funcție de solicitările care le ai. La noi apă este. Problema este că nu avem presiune pe apă din cauza țevilor care sunt subdimensionate, sparte și nu mai fac față la ceea ce s-a construit în ultimii 10 ani în zona nord. Bun, deci practic trebuie schimbată conducta, să fie o conductă mai mare, trebuie să ții cont și de dezvoltarea viitoare, adică să ai o rezervă. Asta trebuia să țină cont acum vreo 10-12 ani. Bun, acum revenind, eu știu, ca să spunem așa, că știu din discuțiile de acolo că romanul de la 1 martie, teoretic, ar trebui să fie pe rețeaua de la APA Vital. Deja au început procedurile de predare, bunuri, dar asta nu înseamnă că de la 1 martie APA Vitalul furnizează apă la Roma. Tot APA se va furniza. Până când vor intra ei în legalitate și vor face documente. Dar ce... Este un semn de întrebare, nu știu dacă, sigur, dacă voi fi contrazis. Compania APA Serv au atacat un contencios din ce știu. Bun, am văzut asta. Hotărârea de Consiliul Local. Iar tot ceea ce înseamnă bunuri în municipiul român este a municipiului, a
a Romanului. Nu avem bunuri a celor de la Apaser. Apaserul doar furnizează servicii. Și va fi o mare problemă. Dar de problema dumneavoastră, cred că știu mult mai bine, să dea Dumnezeu să rezolve problema apei, dar nu cred că se rezolvă așa ușor. Bun, mai în zona Romanului. Deci asta este o problemă care va avea impact. Acum mai există o problemă, domnul primar și președinte. Ea nu a explodat încă, că lumea nu-și dă seama. Problema deșeurilor din județ. Acum, cred că nu vor spune unii politicieni că tot PSD-ul e de vină. Nu. Eu zic doar de faptul că... Nu, dacă mă întrebați pe mine, avem o problemă, dar nu la nivel local neapărat, cât la nivel central. Da, corect. Prețurile la colectarea deșeurilor au explodat. Deci s-a ajuns în piatra, nu știu, cum se atârg, 500 de lei, mi se pare enorm, la o firmă să dai 500 de lei. Nu mai vorbim de colectarea selectivă, unde suntem, din ce am înțeles, chiar suntem la nivel național în infringement. Și cred că de aici va fi o problemă mare. De aici cresc și prețurile. De aici cresc și prețurile, de aici este și o anumită delăsare la nivelul primarilor în privința colectării selective. Firmele nu știu ce să facă. Nu să investească sau să nu investească, pentru că investești și nu ai siguranța unui contract. Eu vă dau un exemplu. La Târgu Neamț avem un proiect finanțat pe PNRR de înființare a unor stații sau containere îngropate din astea pentru gunoi selectiv. Deci noi facem investiția și vorbim de câteva milioane de euro, dar operatorul nu are utilajele necesare pentru a aplica pe acea zonă, a scoate gunoi din fiecare container în parte. Păi, cum? Păi, investiția va fi făcută, păi, și când faci, când faci o investiție, nu trebuie să te asiguri că ăla poate să o ia? Adică... Păi, nu știu dacă fiecare operator ar trebui să fie în pas cu ce e nou. Putem să mai discutăm cu operatorul de acum 12 ani, când nu se discuta nici de platforme îngropate, nici de sistem hidraulic, nici de, eu știu, sistem electric, când astăzi e același operator, dar fără a avea investiții pe această linie modernă. Păi și nu se poate impune, adică, domne, noi de atunci avem așa, operez aici. Contractul e de vreo câțiva ani, la anul se termină. Nu, dau un exemplu, unde există un blocaj. Nu, eu sper că se va rezolva această problemă, numai la noi Neamț. Este râsul plânsul, domnul președinte. La Târgu Neamț se termină contractul și în celelalte zone a județului, mai puțin în zona 1, în care nici măcar nu s-a făcut licitația. Parcă spuneați că domnul Gavrilescu este director la Econeamț, nu? Da. Parcă ei se ocupă de licitație. Da. Ce să mai discutăm? De asta am spus că sunt foarte multe probleme în județ și deblocarea lor ține, unul, de voință politică, de voință administrativă și de foarte mulți bani. M-am uitat și eu pe proiectul de buget de la Consiliul Județean. Nu știu dacă sunt foarte mulți bani. Păi nu sunt. 60% din bugetul județului se duce pe partea socială. Pe centre sociale, pe tot ce înseamnă partea socială. Să nu uităm, acum sunt cele trei probleme. Nu numai în județul Neamț, în toate județele sunt probleme cu apa, cu gunoiul și cu spitale. Dar să nu uităm că în județul Neamț, în ultimii, hai să spunem, 6, 7, 8 ani, s-a investit foarte, foarte mult în infrastructura rutieră. Și aici trebuie să recunoaștem. Da, nimeni nu spune deci, că nu. Cred că suntem în primele 3-4 județe din țară unde am avut cea mai multă finanțare pe partea infrastructurii rutiere. Nu mai vorbim de partea socială. Zona Romanului, Dragomirești. Aici s-au deschis acele centre unde trebuie să asiguri finanțare. Au venit cu bani europeni și s-a terminat perioada, dar de acum trebuie să de acum trebuie să ai cel puțin 5 ani de zile sustenabilitate și acolo bani. Și de asta Consiliul Județean de unde s-a asigurat atâția bani și pe social și pe infrastructură și pe apă și pe canal și pe... Este foarte greu. Și revenim acum pe partea reală a problemei, fondurilor europene. Tocmai din acest motiv, cred că este principalul motiv și știți și dumneavoastră, comasarea alegerilor și front comun pentru a nu ne duce spre extremism și spre problemele care ar putea fi
destul de grave pe partea europeană. S-a discutat în coaliția care conduce Consiliul Județean un lucru care, zic eu, că poate ar merita discutat. Să facă o analiză, dar serioasă, a cauzelor care au dus la închiderea de proiecte europene, care erau deja semnate și finanțate. Să vedem unde s-a produs blocajul, dacă este cineva vinovat. Și eu aș face și altceva, aș face o întrebare. Dom'le, cine s-a ocupat de aceste proiecte? X, Y, Z. Cine s-a ocupat de acele proiecte deja nu mai este la, nu mai lucrează la Consiliul Județean. Eu nu vorbesc de președinte. Nu vorbesc niciunul de, Doamne ferește. Eu vorbesc de partea tehnică, de bun, cei din Consiliul Județean. Domnul primar, de la fonduri europene. Domnul primar. Asta este, eu zic așa, faptul că s-au blocat atâtea proiecte pe spital. Faptul că avem proiecte blocate și în alte domenii. Da, faptul, sunt foarte multe în derulare. Da. Faptul că, și cred că e unic în lume, nu avem o licitație la un proiect european și nu îl putem închide, unde s-au plătit și penalități, cel cu selectarea unaielor. Pe zona 1. Și el, da. Deci el trebuie să încheie pe județ fostale licitații, expiră contractele, da? Și noi nu avem licitat pe zona 1. Nu cred că, nu cineva cred că ar trebui totuși să răspunde, dar nu cred că e problema Consiliului Județean, din ce știu eu. Este, are un cuvânt de spus în ADECO, Consiliul Județean și primăria Târgu Neam și primăria Piatra Neam și toți. Dom'le, hai să vedem ce se întâmplă acolo. Înseamnă că acolo, scuzați-mă, ori este o cloacă, ori sunt niște tipi foarte bine intenționați, dar care nu reușesc să exprime. Sau e posibil să fie o problemă de procedură. Bine, sunt anumite proiecte europene și eu vă spun și din experiența mea, unde am pierdut și eu la Târgu Neam două proiecte, dar nu din cauza noastră, nu din cauza colegilor. Procedura greoaie, întârziată și nu mai aveai timp, vorbesc de porul vechi, nu mai aveai timp să execuți lucrările până la sfârșitul anului trecut, adică până decembrie. Și nu ai altă variantă, dacă nu terminai lucrările, trebuia să plătești din bugetul local, ceea ce nu e posibil. Așa și la Consiliul Județean, cel puțin două proiecte, le știu că nu au putut să le termine din cauza unor proceduri greoaie. Înțeles. Adică nu-i din vina nimănui din Consiliul Județean. Sunt și proiecte care nu s-au dus la realizare din cauza unor angajați, să spunem așa, sau responsabililor care s-au ocupat de acest proiect. Eu mi-aduc aminte de zona 1 și cer scuze că insist, dar ce se întâmplă în zona 1 este absolut incalificabil. Incalificabil. S-a demonstrat că cei de la ADECO au mers pe mâna unei firme care a venit cu un fel de bilet la ordin, care nu era valabil. Nu cunosc speța de acolo. Poate domnul președinte, care este și retribuit destul de bine, să vină să explice oamenilor care este problema reală. Noi de unde să știm? Adică eu unul nu am de unde să știu. Până la urma urmei, eu sunt lider politic și primar al unui oraș, care nu are legătură cu zona 1. Dacă mă întrebați de zona noastră, da, vă spuneam. Mi-ați spus de pe zona noastră. Faceți investiție și nu are cum să o opereze. Asta cred că am dat un exemplu, dar până la urmă nu stau cu investiția terminată și nu putem opera. Găsim soluții cu operatorul, cumpărăm o mașină, găsim noi o variantă. Bun. Ce alte probleme ați mai discutat la nivel de coaliție privind viitorul județului? De exemplu, eu aș vrea să știu dacă anumite lucruri care au fost anunțate, gen reparații de la podul de la Girov și alte lucruri care țin într-un fel de RDP. Deci, mergem și e normal să discutăm și de lucrurile bune făcute la județ. Așa cum am spus, ce știu eu din ultimii 8 ani, pentru că am fost foarte aproape de Consiliul Județean și cam știu lucrurile. Pe ceea ce înseamnă infrastructură rutieră, v-am spus că suntem în primele 3 locuri. Pe ceea ce înseamnă construcții sau reparații poduri, la fel. Cred că avem peste 80 de poduri reparate sau în curs de a fi reparate. Vorbim de podul de la Girov. Contractul la podul de la Girov, chiar am discutat și în coaliție, într-adevăr, este partea celor de la drumul național, dar totuși în județul nostru.
Podul de la Girov este finanțat, licitat, contract semnat de luna mai anul trecut. Păi și nu au început lucrările? Nu au început lucrările, nu știu care este cauza. Probabil cei de la DRDP Iași știu mai bine care este cauza. Dar contractul este semnat, finanțat. Nu mai trebuie să dai ordin ce vrea lucrărilor. Nu știu care a fost cauza. Vă spun că am verificat... Nu s-a dat ordinul de către cei de la... Dar ei au dat ordinul. Nu ordin ce vrea. Autorizația de... Le trebuie o zonă de... Ocolire. Ocolire. Acolo era o problemă pe un, autorizație de construcție sau un... Nu știu ce... Nu, dar sunt lucruri dar de genul... Dar avem aproape, cât din mai până acum, avem aproape un an. Nu chiar un an, dar avem câteva luni bune. Dar există finanțare. Discutăm de celelalte poduri de pe drumul județene, care sunt toate în finanțare. Discutăm de încă 36 sau 40 km de drum care nu a fost modernizat pe drumul județene, care sunt în derulare, deja licitate lucrările și vor începe lucrările odată cu... cu venirea primăverii. Deci sunt lucrări făcute sau în derulare la nivel de Consiliul Județean. Pe infrastructură rutieră, v-am spus că suntem printre primii și vedem cu toți cum circulăm. Apropo de infrastructură rutieră, nu ne-am lămurit încă foarte clar ce se va întâmpla cu drumul expres, rapid, cum o fi el. Drumul expres Bacău-Piatra Neamț este în, la momentul de față, este în faza studiilor tehnice, fezabilitate tehnice. Eu am înțeles. Am înțeles că în martie va avea președintele Consiliului Județean ultima întâlnire cu reprezentanții Ministerului. Iarăși, nimeni n-a venit să explice un lucru simplu apropo de acest drum. A existat un proiect pe care toată lumea l-a considerat rațional, făcut de cel care n-a fost la ședință, prezentat de cel care n-a fost la ședința dumneavoastră, domnul Cuc, așa, în campanie. Da. Pe un traseu care nu însemna foarte multe lucrări de arhitectură. Deci era un traseu, ca să spunem așa, ok. Și am aflat acum că s-a schimbat traseul, că el va ajunge pe undeva pe la Cândești, ceea ce, nu știu, ceea ce ar fi trebuit poate explicat. Eu nu știu exact traseul, ce vă pot spune și am discutat-o inclusiv cu ministrul transportului, domnul Grindeanu, acest drum va fi făcut. Și s-a terminat, din ce știu de la primar, că primarul de la Zănește, am discutat, deja au început să elibereze documentațiile cadastrale. Au cerut cei de la Consiliul Județean. Dar exact traseul nu știu. Cert este că și acest drum expres, că va fi la anul, că va fi anul acesta, sau peste 2 ani, va fi construit. Dar nu uităm de axa strategică. Neamț, Roman, Bacău, care a fost terminată, a fost și recepționată. Și multe alte străzi, drumuri, județene care au fost modernizate. Deci dacă ar fi să tragem o concluzie, pe drumuri stăm bine. Cel mai bine stăm. Pe infrastructură rutieră. Deci pe drumuri. Și pe apă, canal și pe investițiile astea care nu se văd în pământ. Totuși, și Piatra, și Romanul, și Târgu Neamțul, și toți cei care au avut fond, în special fonduri europene sau acel PNDL, chiar și Anghel Salini, s-a investit foarte mult pe apă, canal. Numai că nu se vede. Ceea ce nu s-a investit și trebuie să recunoaște sunt acele zone preutești unde țeava este de 40 de ani și acea zonă... Și unde nu era o problemă dacă se făcea investiția acum 2-3 ani? Proiectul este din 2019 sau 2018, pregătit. Acum a fost reactualizat și o să-i dea drumul la licitație. Da, aici putem să zicem că a fost o întârziere, nu știu din ce motiv. Spuneți-mi un pic, ca să finalizăm discuția noastră, ne întoarcem din nou la politică și organizație. În momentul acesta există un target impus de la centru pentru organizațiile județene? La europarlamentare, că nu știm dacă vor fi și ceva. Un target există în funcție de ceea ce a ieșit în sondaj. Dar nu ți impune nimeni, doamne ferește, 3.000 de voturi sau 100.000 de voturi. Ceea ce trebuie să știe colegii mei și eu ca lider, ce am înțeles de la centru, PSD-ul trebuie să fie pe locul întâi la europarlamentare în Neamț și nu numai în Neamț.
În toate județele. Și dacă nu? Mergem înainte. Dacă nu, doar nu suntem dați afară din țară. Sau cum se aude, gata, nu e PSD-ul pe locul întâi, pleacă președintele. Nu. Dar aici nu se discută, nu discutăm așa. Totuși, suntem un partid de stânga democrat, nu suntem comuniști. Alu. Înțelegem și toți trebuie să înțeleagă că muncim, mergem, discutăm cu cetățenii și trebuie să câștigăm alegerile. Vă încumetați la un procent? Da, 34-35%. Cu marjă? Plus minus. Plus minus 2-3%. Înțeleg. Deci la 30. Că la europarlamentarele trecute, tocmai am scris în Mesagerul, dacă nu mă înșel, a fost 29 și ceva. 30. Dacă discutăm și redistribuie și ne ducem la un 35, pe scorul național. Da, parcă așa, au fost 29-08. Când se spunea că, atunci se spunea că vor fi 50%. Văd că acum nu mai aveți 50%. No, mai glumim, mai facem politică, dar ceea ce se vede cu ochiul liber, se vede clar. Și nu numai eu văd, sau alți colegi de-a mei lideri, s-a cam terminat cu condusul țării sau a unui consiliu județean, hai să discutăm la nivelul nostru, de unul singur sau de un singur partid. Vrei, nu vrei, în 2024, după alegerile locale, va trebui să facem coaliție cu un partid. Acel partid nu văd care poate fi. Sigur nu putem face coaliție cu AURU, sigur nu putem face coaliție cu USR-ul. Deci vrei, nu vrei, județul Neamț va trebui să fie condus de actuala coaliție. Și la nivel județean, și local, și național. Niciodată nu o să aibă PSD-ul sau deci, PNL-ul. Sau, știu, indiferent cine câștigă, deci indiferent cine câștigă, tot va trebui să intrați într-un dialog cu domnul Lazar. Eu intru în discuții cu PNL-ul. Adică. Cu PNL-ul intru. Vreau să-mi respect comunicatul. Am de să văd dacă dacă îi pronunțați cineva câștiga, trebuie să facă o coaliție. Și țara nu mai poate fi condusă de un singur om. S-a terminat. Țara trebuie condusă de o coaliție pro-europeană. Și cred că am spus destul de multe. Ne așteptăm la un meeting și în Neamț? Pe motivul de la Suceava? Nu. Sau? Nu. Eu, de exemplu, astăzi, după ce îmi rezolv problemele la primărie, după amiază am întâlnire pe Balea Muntelui cu primarii mei și cu președinții de organizații. Cel mai bine e să merg să discuți cu oameni în zonă. Meeting. Ne oprim aici cu emisiunea. Mulțumesc pentru participarea la emisiune și așteptăm să vedem în ce măsură cele spuse dumneavoastră vor confirma. Vorbesc de rezultatele la alegeri, de procentul europarlamentare, care și el depinde de cum se vor face alegerile, comasate sau nu. Eu așa cred. Sănătos să fim. Mulțumesc, numai bine, mulțumesc, sănătate. Oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi. Mâine o altă emisiune, dacă suntem cu toții sănătoși. Numai bine, sănătate, cele bune.